Astăzi ne vom uita la filmulețe paranormale care te vor face să ții. Băieți și fete, bine ați venit la un nou episod creepy în care ne vom uita la filmulețe paranormale. Am văzut că vă place foarte, foarte mult seria asta și dacă mai vreți să facem episoade în care ne uităm la filmulețe paranormale, apăsați chiar acum butonul de like să facem 3000 de like-uri la videoclipul ăsta. Hai să vedem, boys, în cât timp reușim să facem 3000 de like-uri. Ei bine, astăzi ne vom uita la fenomene paranormale, întâmplări stranice nu pot fi explicate, boys, de la Investigator SF. Aveți link-ul în descriere, lăsăm aici un like, eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția. Prima dată ne uităm la satul părăsit. Let's go, boys, chiar sunt curios să văd care-i treaba cu chestia asta. În următoarele imagini, Dark Ghost Paranormal merge într-un sat părăsit din Rusia. Ok, Dark Ghost Paranormal e un youtuber de asta care face chestii paranormale. Despre care se spune că este bântuită de către fantomele celor ce au locuit aici cu foarte mult timp în urmă. Ok, foarte din posibil. Spusele youtuberului, persoanele care ar fi locuit în această casă ar fi murit sufocați. Iar lucrul foarte ciudat este că toți vizitatorii care au trecut pragul acestei case au spus că atunci când au intrat, simțeau că se sufoc. Bro, foarte, foarte posibil. Până și-a instalat aparatura prin toate încăperile și a așteptat să se întâmple ceva. Nu a fost nevoit să aștepte prea mult, pentru că ceva absolut inexplicabil s-a petrecut acolo. Boys? Ce se întâmplă? Stați că nu înțeleg. Ok. Ce se întâmplă, boys? E un... Dă-mi un semn dacă mă auzi. Bro, what? Bă! Bă, cineva? Bă, cineva scrie... What? Bă! Bă, oamenii mei! Ce-i asta, bro? Bă, ce-i asta? Ce a scris acolo? După cum bine am putut vedea, dulapul se mișcă singur și apoi ceva sau cineva zgârie oglinda. După câteva secunde, fenomenul ciudat se oprește, însă nu pentru mult timp. Bro. Mamă, băi, spus fiu un cam, bă, mă, cam pe mine de frică, ce-ai? Și nu mamă, ui, bă, dacă aș fi acolo, aș lua la fugă, vă zic sincer. Bă. Ce se întâmplă? Bro! Mamă, iară scrie! De unde scrie? Că nu se vede. Zgârie oglinda, uitați-vă, bă! Deci, zgârie oglinda cineva, ești nebun la cap? Bro, ce încearcă să arate? Cineva zgârie oglinda, dar nu știu ce vrea să arate. Bă, ce-i asta, man? Inexplicabil, oglinda este zgâriată de ceva invizibil, ca și cum ar vrea să-i transmită un mesaj bărbatului. Păi aia zic și eu, băi, dar nu înțeleg ce mesaj, gen. Într-un final, fenomenul ciudat se oprește. Și cu un curaj nebunesc, youtuberul continuă să investigheze casa. Însă următoarea întâmplare avea să-l facă pe bărbat să îi pară rău că nu a plecat. Bro, ce se mai întâmplă? Ok, vedeți acolo camerele filmate, gen, sunt camere peste tot, mare și el camera în mână. Efectiv, trebuie să vedem orice chestie care se întâmplă, n-avem cum să ratăm ceva. Bro, ce se întâmplă? What? Bă! Bă! Bro! Bă! Bă, îl sufocă cineva! Îl spânzură cineva, încercă să-l omoare cineva! Bă! Frate meu, băi!
Bă, ce face? Moare, băi! Bă, fă ceva, alu! Mama, am închis ăsta. Bro, boys, gata! Mamă! Ce se... Bă! Mamă, oamenii mei, ce se întâmplă cu el? I-a picat camera fix sub el. Bă! Bă, nu mai poate să respire, o să moară, bro. A picat acum. După cum bine am putut vedea în imagini, din senin, ceva îl ridică de la pământ pe bărbat și îl sugrum, iar într-un final reușește să scape și părăsește casa. Nu știu ce credeți voi despre această întâmplare, dar după părerea mea, ăsta este cel mai înfricoșător și ciudat clip pe care l-am văzut vreodată. Bă, bune, boi, și la mine la fel. Deci, ziceți voi de a mai reacționat eu la vreun filmuleț paranormal mai creepy decât ăsta. Deci, îi se zgârea oglinda și acum cineva a încercat să-l sufoce. Bro, pe bune, creepy rău de tot, casa bântuită. Hai să vede cineva, iar altă frățioară investigator, că nu e în bine. În următoarele imagini, YouTuberul rus Tim Morozov a fost rugat de către o familie care își cumpărase o casă nouă să arunce câteva priviri prin ea, deoarece ei au aflat după ce au cumpărat casa că această locuință este bântuită. Ok, YouTuberul ok. YouTuberul s-a decis să-i ajute pe proprietari și s-a dus într-o seară la fața locului pentru a vedea ce se întâmplă. La câteva ore după ce și-a instalat echipamentul, lucrurile strane au început să apară. Hopa. Și-a instalat echipamentul, știți, boys? Am mai reacționat la videoclipuri de la Tim Morozov. Face un fel ca și Life of Luxury și face camere în toată, își pune camerele în toată casa și are trei tabete pe care se uită. Comunicarea a fost întreruptă din camera din spate. Uite, asta e casa, boys. Ce se întâmplă acolo? Băi, ciudat, rău ce se întâmplă, pe bune vă zic. Acolo, o fi acolo, cred că e el sau care-i treaba? Ce naiba se întâmplă acolo? Bro, se întâmplă ceva acolo în camera aia. Cineva deschide ușa și o închide. Pe una dintre camerele pe care le-a montat prin casă, se poate vedea cum o ușă este forțată din partea opusă și ulterior deschisă. E cineva acolo? Mamă, i-a picat... Bă, i-a picat camerele! I-a picat camerele sau... Mă, uite, i-a picat și lui camera. Deci, bă, i-a picat toate camerele din camera aia. S-a oprit. Bă... Bă, s-au docune... Bă, deci uiteți-vă! Mamă, mentă, cine ar cumpăra... Bă, voi vedeți... Frate meu, ai observat că e o păpușă... Bă, dacă văd eu păpușa asta... Frate meu, ai o păpușă lângă tine, voi vedeți păpușa asta de jos. Voiam să zic, cine n-ai cumpăra casa asta? Ține așa de idiot să vrea să... Zice, bă, o cumpere, dar nu locuiești în ea, știi, zic, dar nu înțeleg ce... Poate vor să renoveze sau ceva de genul, dar... Mamă, bă! Bă, vine și la tine, frățiorul meu, fugi, fă ceva! Dar uitați-vă că are... Dalea ca în... În casele de tortură, baricadate geamurile și că vine apocalipsa, pe bune. Bro, fă ceva, frate meu. Se poate vedea cum ceva sau cineva deschide și închide ușa, oferindu-i bărbatului o sperietură care l-a înghețat pe loc. Leagănul, bro, pe bune, creepy-ul. În următoarele imagini, avem în prim plan o familie din Brazilia care se află într-un parc și își dau copilul în leagăn. Când la un moment dat ceva ciudat se întâmplă. Unul dintre leagănele de lângă ei se mișcă singur fără să-l atingă nimeni și fără a fi pus în mișcare de către vânt. Cum, bro? Oamenii mei! Iubire, uite, leagănul se mișcă singur. E din cauza vântului. Păi și celelalte de ce nu se mișcă? Păi inteligentul, dar e din cauza vântului. Poate a fost un copil acolo. Care copil, bă, sora mea, că n-a fost un copil? Poate un copil invizibil. Un copil fantomă. Bă, bă, ok, ciudat, mă, ciudat. Hai să ne uităm mai de aproape. Nu te du, mă, lângă leagă-mi, sor mea.
Nu e nimic ciudat, a fost doar vântul. Bă, asta e și nici, bă, băi, n-are rost de când. Nici n-are rost să beau de aia, pe bune. Păi ce, de ce nu s-au mișcat? Să-l liniștească pe bărbat, spunându-i că nu e nimic în neregulă și că leagănul se mișcă din cauza vântului. Păi și ce, de ce nu s-au mișcat? Că nu este așa. S-a dat așa seama că... Pentru leagănul se oprește și mai apoi începe să se miște din nou. Ia, iară. Uite, el tot se uită la leagăn, boys. Asta, bărbatul s-a speriat. Uitați-vă! Bro! Hai să plecăm de aici, pe bune! Văzând că leagănul a început să se miște din nou, femeia și-a schimbat părerea și se decide să plece din parc. Așa, băi, că nu se mișcă din cauza vântului, logic. Dar înainte să plece, copilul lor spune ceva foarte interesant. Bro? Ce zice copilul? Bă, a zis că pe acel leagăn este un băiat mic. Copilul le spune părinților că pe acel leagăn se află un băiețel. Însă după cum bine am putut... Știți, băi, că există foarte multe mituri care spun că doar copiii văd fantomele, știi? Acolo nu este nimeni. Anumiți copii văd fantomele, bă. Există posibilitatea ca pe acel leagăn să se fi aflat spiritul unui băiețel și copilul să îl fi văzut. Pentru corect. Că uneori, copiii văd lucruri pe care noi oamenii mari nu le putem vedea. V-am zis, boys, v-am zis. Bă, bă, umbra din casă. Uai, oamenii mei, mamă, deci videoclipul ăsta creepy rău de tot. Hai să continuăm. Mai avem puțin 4 minute, dar tot a fost creepy. O familie din UK era convinsă că în casa lor se întâmplă lucruri care depășesc limita imposibilului. Pentru că foarte des le dispăreau obiecte de prin casă și apăreau în alte locuri, auzeau în fiecare noapte pași și sunete ciudate care veneau de peste tot și în permanență se simțeau urmăriți. După mai multe luni în care fenomenele s-au repetat, ei s-au hotărât să își monteze camere video prin casă, iar atunci când au verificat filmările, au rămas șocați. De ce? Bro? În imagini se poate observa cum o umbră ciudată apare din partea stângă, se lasă în jos, iar apoi pare că se evaporă. Bă, ciudat rău de tot. Ok. Voi ce părere aveți despre acest videoclip? Să fi fost vorba de o fantomă sau totul să fie doar o farsă? Nu știu, man. Ok, asta n-a fost chiar așa de creepy, dar a fost ciudat pe bune. Cine trece pe stradă? Un bărbat din Canada a postat pe pagina sa de Reddit un videoclip foarte bizar, cu speranța că cineva îi va spune ce s-a petrecut în acele imagini. Hai să vedem. Camerele de securitate din fața casei au surprins într-o noapte o persoană care trecea pe stradă. Și dintr-o dată ceva inexplicabil s-a întâmplat. Ia. Ok, persoana asta. Un om normal. Care s-a făcut pe jumate și a dispărut. După cum bine am putut vedea, când acea persoană misterioasă ajunge în fața casei, dispare inexplicabil. Bărbatul spunea că el și soția lui au rămas șocați când au văzut imaginile și din acest motiv le-au făcut publice pentru a afla dacă chiar a avut de-a face cu un fenomen paranormal. E ciudat, man, dar nu știu ce să zic, abar n-am. Uitați-vă, bro, așa a dispărut deodată și după, deja după copac nici nu mai era el. Străinul din curtea mea și cred că ăsta e ultimul, hai să vedem. Camerele de securitate din grădina unei case din Tennessee au surprins într-o noapte câteva imagini foarte ciudate. Într-o dimineață, când proprietarul acestei locuințe s-a trezit, a descoperit că toată curtea lui fusese răvășită și s-a hotărât să verifice camerele de securitate pentru a vedea ce s-a întâmplat. Pe bune, ia! Bă, ce-i ăla? Ăla, băi, zici că e un... Bă, ce-i ăla? După cum bine am putut vedea, în imagine apare din întunericul nopții un bărbat înalt și slab cu un comportament bizar.
Nu știu dacă acest clip are ceva de a face cu un fenomen paranormal. Dar imaginați-vă că într-o noapte v-ați trezi în curte cu un asemenea om. Și aici s-a terminat. Mamă, fraților, deci videoclipul de astăzi, pe bune, a fost creepy rău de tot. Ei bine, băieți, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai creepy videoclip. În opinia mea a fost primul, deci primul când s-a dus în satul bântuit, o scris aia pe, o zgâriat oglinda și era să se sufoce, ăla mi s-a părut cel mai creepy. Eu am fost Marusian, cu nu uitați neapărat să-i dați un subscribe și la Investigator SF. Și vă urez sărbători fericite și Crăciun fericit. V-am pa pe toți, pa, pa.